Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la raport, discutăm despre fonduri europene, despre soluțiile pe care vi le oferă invitații mei pentru a deveni unul sau unii dintre cei care accesează acești bani importanți veniți din bugetul Uniunii Europene. Domnul Ionel Duță ne-a scris următoarele. Vă rog să-mi spuneți și mie ce pot să fac dacă cel care mi-a întocmit dosarul nu mai răspunde la niciun telefon. Nu știu dacă suntem noi în măsură să să-l îndrumăm. Gestul consultantului nu e de încurajat așa ceva, pentru că măcar omul merită o explicație. Corect. Poate n-a întrunit toate condițiile și reușești să-l determin ca anul acesta să îmbunătățească numărul de puncte. De ce nu-i răspunde? Un gest foarte urât. Da. Din păcate arunc așa o urmă de neseriozitate. Pe domeniul respectiv, da. Așa este. În altă ordine de idei, sunt foarte mulți care ne scriu și nouă, chiar și pe paginile personale de Facebook, supărați că au încercat, că le-a picat proiectul, că nu-i banii pentru oricine. Ba da, țin să le spun acum în emisiune că banul este pentru oricine care întrunește acele condiții. Corect, foarte adevărat. Și oamenii trebuie să înțeleagă că discutăm despre o competiție, în fond și la urma unui au parte de o competiție, iar în urma unui concurs de proiecte, unii sunt declarați câștigători, alții nu. Și să mai lăsăm poveștile acelea în care îmi spune un vecin sau cineva mai rău voitor cu mine, îmi bagă în cap o poveste că a luat cu tare și nu are nimic și nu lucrează nimic. Nu este adevărat. Documentele și vizita pe teren, când vine acel expert la vizita pe teren, el are obligația, pe lângă raportul de vizită, să facă niște fotografii la ceea ce tu ai spus acolo că ai. Ce ai declarat. Iar acela verifică pe teren. Nu poate. Astea sunt povești, foarte multe povești care ar trebui înlăturate oarecum din piață. Uitați, domnul Ionel Duță a mai venit cu două, trei afirmații. Ne spune că i-am dat banii pentru proiect și nu mi l-a depus. Bine, deja dacă nici măcar nu l-a depus, dar și eu i-am plătit în... Și dacă are un contract și o factură, exact. Ar trebui următorul pas să se adreseze organelor în drept, pentru că aici e înșelătorie. E înșelătorie, dar eu vreau să le atrag atenția celor care merg către consultanți. Cred că e normal și în interesul fiecăruia să-și urmărească și domniile lor dosarul, să vadă ce se întâmplă cu acel dosar. Poate cineva, nu știu, având prea mult de lucru, omite să-l scrie domnul Duță că are factură și chitanță la ceea ce la contractul pe care l-are cu respectivul consultant. Adică nu trebuie să-ți lași sau să spui toate speranțele în persoana respectivă. Cred că e de datoria ta, cel puțin moral, da? Sau ești direct implicat, beneficiar, de-aia te numești beneficiar, și să vezi așa din când în când ce se întâmplă, cum se întâmplă. Adică trebuie să existe o relație de asta de ca între doi parteneri, nu? Să așa primești este. Și niște explicații. Bun, ați spus dumneavoastră, dom'le, nu e declarat eligibil anul ăsta dosarul, dar anul următor consultantul împreună cu tine... Eu ți-l redepun, exact, în aceiași bani, nu mai îmi dai nimic, pentru că așa e moral. Pot găsi niște soluții, sigur, care să întărească încrederea asta. Iar în momentul în care uzitezi de toate aceste încercări către acel consultant, la un moment dat va trebui să-l faci și public pe acel consultant. Pentru că pe acești oameni noi trebuie să-i eliminăm din, corect, din această branșă. Foarte adevărat. Pentru că degeaba noi venim și dăm sfaturi bune aici și asemenea oameni, că știți, e treaba cu o bâtă la un car de oale. Da? Doamna Aurelia Lăcătuș din județul Mureș este alături de noi acum prin telefon. Bună seara!
Bună seara! Vă ascultăm, doamnă! Am vrea și noi să accesăm fonduri europene și nu știm cum. Bun, dați-ne dumneavoastră mai multe detalii. Aveți în momentul ăsta o exploatație, o fermă, aveți animale? Da, avem o fermă. Așa, ce suprafață aveți? Avem 20 de junici, avem pământ, avem 10 hectare de pământ și 18 hectare de pășuni avem. Bun, să recapitulăm. Deci 20 juninci, da? Da. Sunt juniți sau vaci de lapte? Junici avem. Adică au mai puțin de un an? Nu, au 2 ani. Sunt la au măcar o fătare? Acum, la prima fătare sunt. Ok, deci o să treacă la categoria vaci de lapte. Da. Ok. Păi, doamna Aurelia, dintr-un calcul estimativ la primă vedere, dumneavoastră aveți o exploatație undeva țincă. Am uitat să întreb, nu e frumos să întreb o doamnă, dar ce vârstă aveți? 43. A, sărit de 40. Da. Da. Deci atunci va trebui să vă gândiți la accesa sub măsura 4.1, aceea de investiții în ferme. Dumneavoastră aveți majoritatea ISO-urilor din vaca de lapte. Este bine că este sector prioritar și va trebui să vă axați pe un proiect în zootehnie. În sensul, construiți un grajd, îl îmbunătățiți pe actualul sau îl extindeți. Avem un grajd și vrem să-l renovăm. A, ok. E cheltuială eligibilă, îl renovați. Îl dotați cu fluxul tehnologic care se solicită pentru partea de creștere de animale. Da. Eventual vă dotați cu o instalație de lapte, de mulți, pardon, care să fie cu colectare comună. Puteți să vă luați, pentru că aveți și încărcătură de hectare de teren, atât cu pășune cât și teren agricol, să vă luați inclusiv un tractor pe care să-l încadrăm la numărul de hectare care îl aveți. Da. Da? Vă puteți dota cu un mic FNC care să vă pregătească rețetele furajere pentru văcuțe. Adică se poate face un proiect frumos. Nu. Dar ce acte și cum... Aveți de lucru. Noi suntem... Deci noi avem și pământul și vacile tot pe ei. Suntem întreprindere individuală. Da, foarte bine. Deci aveți o formă de organizare, cum se spune, juridică. De aici încolo, dar cel mai bine este să luați legătura cu un consultant. Da. Nu este mai greu. Aveți nevoie și de un arhitect. Aveți nevoie de proiect pentru grajdul respectiv. Deci nu e... simplu. Nu e simplu, dar împreună cu un consultant puteți să duceți la bun sfârșit acest proiect, pentru că dumnealui se va ocupa de întreaga documentație, sigur, vă va ajuta să întocmiți dosarul respectiv și atunci, implicit, șansele dumneavoastră cresc. Aveți cumva zonă defavorizată acolo? Am vrut să facem un proiect mai înainte, deci când a început sesiunile, primele sesiuni și am vrut să facem un proiect și am avut un consultant și ne-au luat banii și am rămas și de atunci am rămas dezamăgit și am zis că nu mai facem. Doamnă, dar trebuie să admitem că mai sunt și oameni serioși și de bună credință. Din păcate, întotdeauna știți cum e, elementele negative, ca să mă exprim așa, ies în relief. Uitați, acum aveți posibilitatea, pentru că sunteți în direct cu noi și vă ascultă și lumea din Mureș, să scăpați fermierii din Mureș de persoana care a făcut asemenea gest, să-i prostiți un nume. E păcat de Dumnezeu că dumneavoastră munciți pentru banii aceia. Exact, dar... Iar lucrul la vacă e ca la minerit, adică stai fără sărbători, fără... Asta e. Bun, până vă
decideți ce aveți de făcut, puteți să mai sunați aici la Agro TV și să mai primiți diferite informații vis-a-vis de cum trebuie întocmit dosarul, ce pași aveți de făcut. Noi vă stăm la dispoziție, atât dumneavoastră, cât și celorlalți fermieri. În fiecare marți seară, începând cu ora 20, primiți consultanță gratuită aici la Agro TV, timp de 2 ore. Mulțumim frumos pentru telefon. Și noapte bună. Seară bună. Mai putem să le dăm o informație. Este în lucru la momentul acesta o propunere la Comisia Europeană, în sensul că pe lângă tinerii fermieri care vor beneficia de acea 100.000 de euro începând din 2021 pentru instalare, se discută și despre prima accesare în cazul fermelor mici și mijlocii care pot primi această sumă de 100.000 de euro nerambursabilă. Dacă această propunere va fi adoptată de Comisia Europeană, este un lucru foarte îmbucurător pentru numărul foarte mare de ferme din România. Mai mici. Mai mici, da. Mulțumesc. Așa e, corect. Ionuț Rotaru ne-a scris pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la raport următoarele. O întrebare a unui prieten căruia nu am știut ce să-i răspund. Are un efectiv de 7 vaci bălțată românească, 20 de hectare pășune proprietate, nu are terenul declarat la APIA. În schimb, deține un SRL cu domeniu principal exploatare forestieră pe care vrea să-l închidă în vederea accesării sumăsurii 6.1. Ce formă de organizare juridică poate redeschide, poate înființa o întreprindere familiară? Dar nu e nevoie să închidă acest SRL. Doar se schimbe domeniul de activitate. Activitatea principală să fie creșterea animalelor. Și după aceea să urmeze pașii necesari. Să facă transferul exploatației pe societate. Și, bineînțeles, dacă vrea să facă și grajduri, să-și întocmească proiectul. Sunt o groază de pași, să-și ceară oferte pentru linia de mulți. Dacă vrea să facă procesare a laptelui, chiar și un mic abator poate să facă. Deci nu este nevoie. Dacă firma nu are probleme să fie cu datorii la stat, să nu are de ce. Iar în completare putem să-l informăm pe telespectator, probabil că a primit o informație, dar n-a fost completă, aceea că dacă ai vechime mai mare de 2 ani, dar vechime de 2 ani de când ești cu ferma înscris, iar dânsul a transpus-o la firma pe care o are, probabil de mai mulți ani, nu are nicio problemă, poate să rămână pe ea dacă nu a fost înregistrat la APIA cu teren mai mult de 2 ani. Bun, haideți să mai stăm de vorbă cu un telespectator. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți, doamnă, de unde ne sunați? Jorza Ioana, din județul Hunedoara. Da, vă ascultăm. A pe mână derulare un proiect pe instalarea tânărului fermier și ne-ar interesa dacă am mai putea cumpăra un tractor. Cum am putea, pe ce am putea cumpăra? 6.1 actual, pe ce l-aveți? Îl avem atât pe vegetal cât și pe animal. A, deci fără achiziție de utilaje. Da, fără achiziție de utilaje. Da. Treaba aceasta o puteți face, doamnă, numai după ce închideți acest 6.1, în sensul de a lua și a doua tranșă. Da. Și ulterior să veniți să accesați pe măsura 4.1, pentru că pe 6.1 nu veți mai putea depune un alt proiect. Da. Iar pe animalele și pe suprafața care ați avut-o acum aprinsă în proiect, va trebui să păstrați pe societate sau ce aveți forma juridică încă 5 ani după ultima tranșă. Pe PFA avem. Da. Deci încă 5 ani după ce accesezi, dacă ar fi să facem pe 4.1, da? După ce ați încasat ultima tranșă la 6.1... Da. Dumneavoastră, timp de 5 ani, nu mai puteți să mișcați numărul efectiv de animale și terenul cedând al cuiva.
da, am înțeles. Dar atunci, după ce încasați a doua tranșă, puteți să accesați imediat 4-1. 4-1. Deci dacă vă grăbiți puțin să faceți... Păi noi în iarnă ar trebui să depunem pentru tranșa a doua, în ianuarie. Prindeți până în 2021. Dacă vor mai rămâne bani, sincer. Pentru că aici a fost... Dacă nu, atunci în următoarea... Deci, după alocare bugetară, da. 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 Deci se poate și atunci. Da, 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 da. Sigur, sigur. Da. Deci numai atât. Și altceva în afară de achiziții utilaje am putea să mai facem? A, puteți să faceți și partea de altceva, procesare, unde acolo nu sunteți legată, scuzați-mă, de... Da. Număr de hectare și așa mai departe. Pe procesare puteți să faceți orice doriți, o societate să o aveți, chiar și nouă, și să vă puteți permite cofinanțarea, pentru că pe procesare, atât și pe 4.1, e de menționat că veți avea cotă de cofinanțare din partea dumneavoastră. Da, cât la sută? Păi, dacă vor rămâne aceleași condiții și pentru 2021-2027, porniți de la 50-50, primiți o bonificație că sunteți tânăr până în 40 și 1 neîmpliniți, de 20%, ajungeți la 70. Dacă aveți zonă montană sau zonă defavorizată, iar mai puteți primi încă 20%. Da, zona defavorizată avem. Deci ați putea ajunge la condițiile de astăzi pe care discutăm la 90-10. La 90-10. Și o agropensiune am putea face? Aia da. Da, se poate. Da. Aia chiar nu sunteți legat nici măcar de tranșa a doua la 6-1. Da, da. Bine, vă mulțumesc mult și vă doresc o seară bună. Cum asemenea, mulțumim și noi pentru telefon. Uitați, domnul Rotaru, care ne-a scris un pic mai devreme cu cele 7 văcuțe bălțată românească, 20 de hectare pășune. Mai vine cu ceva informații, ne spune că are în construcție un grajd modern din surse proprii, firma nu are datorii la stat, dar nu are profit. Nu contează. Nu contează. Omul a ținut să precizeze toate lucrurile astea. Să nu fie pe pierderi. Poți să aibă zero, să fie pe zero, dar să nu aibă pierderi. Ar putea să aibă și pierderi, dar acelea trebuie să demonstrate că sunt venite din anumite calamități, din anumite... probleme de forță majoră. Ceea ce la dumnealui nu e cazul. Nu prea e cazul că a fost pe forestier. Da. Bun. Haideți să încercăm să mai răspundem și altor telespectatori în timpul pe care îl mai avem la dispoziție. Nu mai avem foarte mult timp, dar încercăm așa să selectăm din mesajele venite, pentru că știu că sunt mulți care caută răspunsuri aici la emisiunea noastră la Agro TV, pentru că oamenii nu au un consultant, mulți dintre ei. Ați văzut, s-au întâmplat atâtea situații încât și-au pierdut încrederea în anumiți consultanți și atunci preferă fie să caute soluții pe cont propriu, fie să ni se adreseze nouă, dar... decizia finală le aparține. Aici îi puteți iniția, îi puteți sfătui, dar e nevoie de a lua dosarul la mână, așa cum se zice, și a-l studia pentru a ști exact ce e de făcut, cum e de făcut, ce trebuie să facă. Uitați, doamna Manuela Ciceu ne spune... următoarele. Urmăresc de foarte mult timp emisiunea dumneavoastră. Mă rog, am vrut de mai multe ori să intru în direct, dar nu a fost posibil, n-a prins linia telefonică. Am avut acum 2 ani și 10 vaci, le-am vândut 9 din ele și am rămas cu una și restul am achiziționat acum. Nu au fost băgate la APIA, nu am luat niciun ban de la stat. Sunt la început de drum, am fost plecată din țară și acum aș încerca din nou să fac un proiect european. Ce îi spuneți, doamnei?
Să meargă să înscrie la APIA. Cel asta puțin e prima condiție. Prima condiție, cel puțin ca persoană fizică, să poată să îndeplinească cele 24 de luni. După aceea să înceapă conființarea societății. Cred că are 24, pentru că având... Păi doamna spune că istoricul. Nu a beneficiat de nicio... A, nu s-a înscris niciodată la APIA? Da. Da, 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 așa am înțeles. Doamna așa spune că nu a beneficiat niciodată de o subvenție sau de da, orice nu, altă nu se sursă. Poate demonstra vechime. Da, exact. Păcat că a avut acele 10 vaci. Da. A avut, da. Bun, ca o concluzie, pentru că nu mai sunt foarte multe minute la dispoziție, nu o să reușim să mai citim și alte mesaje în seara asta, dar le promitem celor de acasă că vom reveni săptămâna viitoare cu alte mesaje din partea celor care astăzi nu și-au auzit numele sau nu și-au auzit mesajul citit aici. Ce sfat le dați în momentul ăsta pentru banii pe care îi mai au la dispoziție fermierii români? Către ce sub măsură să se îndrepte în cazul în care mai există finanțare? Pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, spunea și domnul Chesnoi acum o săptămână, e bine că s-au... Sacul e aproape gol. Sacul e aproape gol. Nu mai sunt foarte mulți bani. Deci nu mai au la momentul actual, dacă o luăm după bilanțul făcut de AFIR, putem discuta de acești 43 de milioane de euro la această sumăsură 6-3 pentru fermierii mici, până în 12.000 de ESO-uri. Mai putem discuta de niște resturi pe 4-2 pe partea de procesare, aici mai ales în cazul fermierilor care sunt pe partea de vacă de lapte, vacă de carne, porc și așa mai departe, o vină. Se gândesc la eficientizarea fermei prin valorificarea directă de către dânșii. De asemenea, mai putem discuta de acel 4-2-BER, schema de ajutor pentru partea de ce înseamnă transformarea unui produs agricol în produs neagricol. Mă refer la pâine, mă refer la prăjituri, mă refer la bere artizanală. Așa, și de asemenea mai putem gândi, pentru că acum fiind pe final de alocare bugetară, mai sunt câteva sumăsuri, 16.4 de exemplu, pe care oamenii nu prea s-au gândit la ea, dar e păcat pentru că se poate accesa de către 5 fermieri. Dacă se unesc sub un acest gen de proiect, 100.000 de euro nerambursabil, în care să facă partea de valorificare în comun. Inclusiv să-și închirieze un magazin pentru valorificare împreună. Pentru că este o măsură de creare a pieței. Bun. Doamna Iunț, ca o concluzie? Eu le-aș sugera cei care doresc într-adevăr să acceseze fonduri europene să se informeze mult mai bine și să înceapă să-și pregătească fiecare documentația necesară pentru scrierea cererii de finanțare. Pentru că am văzut și anul acesta și în anii trecuți toți vin pe ultima sută de metri când nu mai putem să facem absolut nimic. Sunt documente de care avem nevoie, documente de care chiar nu ne putem lipsi, să întrunim acele condiții pentru conformitate, eligibilitate și punctajul necesar. Dacă nu punem toate acele documente necesare, nu putem. Nu putem, deoarece experții ne taie punctajul, ne... Am înțeles, șansele scad dacă exact. Dosarul nu e, nu e complet. Întocmit așa cum și nu justificăm cere... cele scrise în planul de afaceri sau în studiu de fezabilitate. Iar mesajul meu pentru fermierii mici este întotdeauna să nu ne mai gândim la partea de producție tradițională, numai grâu, porumb, floare, soarele. Gândiți-vă, fraților, la ceva eficient. Avem puține hectare, putem face niște business-uri în domeniul producției, acel solar pe 1.200 de metri pătrați, putem face o mică livadă și așa mai departe, care să ne fie mult mai eficientă pentru noi și familia noastră.
Vreau să vă mulțumesc pentru prezență, le mulțumesc și celor de acasă pentru interesul pe care îl manifestă față de emisiunea noastră. Le dau întâlnire telespectatorilor mâine seară, tot aici la AgroTV, începând cu ora 20. Vă spuneam eu că o să discutăm despre legumicultură. Vă invit încă de acum să urmăriți cu mare atenție dezbaterea noastră. Vă spuneam că voi avea 4 oaspeți importanți, 3 legumicultori și domnul Daniel Alexandru, șef laborator agrometeorologie. Urmăriți așadar cu mare atenție dezbaterea noastră de mâine seară. Iar de joi ne vedem la Agriplanta, aici lângă București, la Fundulea, în județul Călăraș. Acolo noi, cei de la AgroTV, vom fi prezenți pe întreaga durată a evenimentului. Vom avea foarte multe materiale, foarte multe emisiuni transmise în direct, știri, reportaje pentru dumneavoastră, pentru telespectatorii AgroTV, pentru că aici la AgroTV de fiecare dată primiți cele mai bune informații și sunt convins că v-ați edificat de lucrul ăsta, de aceea sunteți din ce în ce mai mulți cei care ne urmăriți, ne acordați atenție și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne sunteți niște parteneri fideli, niște parteneri loiali, așa cum suntem și noi față de publicul nostru. Mulțumesc încă o dată, ne vedem mâine seară, tot aici, începând cu ora 20. Până atunci, toate bune, numai bine, rămâneți alături de AgroTV.